Serialul se deschide într-o zi luminoasă de vară, în timp ce familia Brannock, formată din părinții din Shinora și copiilor adolescenți Carter și Ellie, se îndreaptă spre Westfield, New Jersey. Familia a decis să se mute în suburbii, în încercarea de a scăpa de agitația orașului. Aceștia se duc să vadă o casă din Westfield. Aceasta ar putea fi noua lor casă, dacă familiei îi place și dacă și-o poate permite. Abia după câteva minute de la începerea turului casei deschise, familia este îndrăgostită de casa scumpă. Ei se bucură de diversele facilități ale acesteia, de la un dumb waiter istoric, un mic lift destinat transportului de alimente și o piscină interioară. Le place atât de mult proprietatea, încât trec cu vederea câteva lucruri ciudate care se întâmplă în timpul turului. În timp ce se află la parter, un bărbat ciudat privește familia de la etajul 2, fără să scoată un cuvânt. Apoi descoperă că unul dintre vecini, o femeie în vârstă pe nume Pearl și fratele adult cu deficiență mentală, Jasper, își bagă nasul prin liftul cu roți. Mai târziu se dezvolă că femeia este președinta societății locale de conserve și atât ea, cât și fratele ei, sunt extrem de obsedați de arhitectura casei. Între timp, Nora se întâlnește cu o veche prietenă din facultate, Karen Calhoun, în timpul turului. Karen este agentul imobiliar care se ocupă de tranzacționarea casei și de gestionarea vânzării acesteia. Nora îi spune că are pregătit o expoziție uriașă la galerie și dacă se va vinde, ar putea avea în sfârșit mare șansă. În timp ce cele două prietene stau de vorbă, Dean întâlnește un bărbat cu papion în timp ce inspectează etajul 2. Acesta este același bărbat care îi urmărea mai devreme. Dean se gândește că ar putea fi un alt potențial cumpărător și nu are o părere prea bună despre acest bărbat. În afara casei, Dean se întâlnește cu Maureen și Mitch, cuplul de vecini care supraveghează casa toată ziua. Trecând peste toate aceste mici chestii, Dora și Dean fac ofertă pentru casă, deoarece le place foarte mult. Cu toate acestea, situația financiară a familiei nu este atât de sănătoasă pe cât pare din exterior. Dean se întâlnește cu un director de bancă, Steve, care spune că falimentul lor anterior ridică probleme serioase de risc de credit pentru bancă. Deși venitul lui Dean este bun, nu este suficient pentru a asigura un credit de această mărime. Prin urmare, Dean decide să-și retragă toate economiile, acțiunile, obligațiunile, pentru a face un avans și a reduce împrumutul. Steve îl avertizează să nu se lase prea mult dus de val, dar este destul de evident că Dean este îndrăgostit de locul respectiv. Câteva zile mai târziu, familia începe să se mute noua lor casă. În timp ce sosesc cei care se ocupă de mutare, o figură misterioasă urmărește casa de la distanță. În interior, Nora se simte eliberată de mutarea în acest nou loc și speră că va aduce pace și vremuri mai bune pentru familia ei. În dimineața următoare, Ellie aude o muzică ciudată care vine din difuzoarele podului, dar aceasta încetează când inspectează mai departe. Totuși, după ce pleacă, un semnal radiostatic și silențios persistă, indicând că mai este cineva în casă. La parter, Dean este șocat când îl găsește brusc pe Jasper în casă atât de devreme dimineața. Jasper pleacă fără niciun fel de agitație, după ce aruncă ziarul pe jos. Câteva ore mai târziu, familia primește în cutia poștală o scrisoare ciudată de la cineva numit de Watcher. Aceasta conține o amenințare la adresa familiei, cerându-le să nu mai stea în casă. Observatorul spune că acea casă are un loc special în inima lor și că face parte din moștenirea familiei de mai bine de 100 de ani. În plus, scrisoarea avertizează familia să nu continue renovarea subsolului și a bucătăriei. Observatorul spune că va folosi violența împotriva lui Ellie și a lui Carter. Înspăimântați de acest lucru, Nora și Dean merg imediat la poliție. Cu toate acestea, detectivul Chamberlain de la departamentul de poliție din Westfield respinge amenințarea și spune că locul este unul dintre cele mai sigure orașe din America. Din experiența sa, astfel de lucruri se sting de multe ori și sunt în mare parte farse. Cu toate acestea, la insistențele Norei, ei trimis scrisoare pentru analiza ADN, care va dura o lună până când vor avea rezultate. După ce se întoarce acasă, Dean îi înfruntă pe Maureen și Mitchell pentru calculoza rucola sălbatică care a crescut pe partea de gard a familiei Brannock. Cu toate acestea, Maureen spune că îi fac acest lucru de aproape două decenii și niciun vecin nu s-a plâns vreodată. Dintr-o dată, ea devine ciudat de nepoliticoasă cu Dean când acesta ripostează. Ea pleacă după ce îi dă un avertisment amenințător lui Dean că va fi cu ochii pe ceea ce pun la cale cei din familia Brannock. Între timp, Nora se înscrie la clubul de la țară, unde joacă ocazional tenis cu Karen. Agentul imobiliar se comportă și el un pic ciudat. Când Nora vorbește despre toate lucrurile ciudate care s-au întâmplat în ultima vreme, Karen îi răspunde că probabil ar trebui să vândă casa. Se dezvolă că este divorțată și că a primit casa de la fostul ei soț, Rick, împreună cu o mare parte din banii acestuia. Înapoi la casă, Carter își duce veverița de companie Sprinkles la o plimbare cu liftul. Spre groaza lui, îl găsește pe Jasper pândind în interiorul acestuia. Înfuriat de încălcarea continuă a intimităților, Dean îl scoate pe Jasper din casă și îl împinge pe jos. Afară, Pearl explică faptul cum foștii proprietari i-au permis lui Jasper
sper să folosească liftul, pentru că îi place să se joace cu el. Dar Dean îi avertizează să nu intre niciodată în casa lui fără permisiune. Ca să-i facă în ciudă, Dean spune că vor smulge liftul împreună cu copacii care le mărginesc proprietatea. Auzind acest lucru, tonul femeii se schimbă, dar înainte de a pleca, spune și ea că va urmări ce pun la cale. În acea noapte, lucrurile iau o turnură violentă când cineva intră în casă și ucide pe veverița de compania lui Carter, Sprinkles. Dimineața, Chamberlain și cavaleria s-asosesc pentru a analiza ciudatul incident, în timp ce vecinii privesc de la distanță. Detectivul Chamberlain respinge moartea veveriței ca fiind un accident, dar mărește frecvența mașinilor de patrulare care merg în localitate. Pentru a preveni alte intruziuni în casă, Dean și Nora angajează un tânăr specialist în securitate pe nume Dakota pentru a dota casa cu noi camere de luat vederi și sistem de alarmă. La plecare, Dakota întâlnește pe Ellie în timp ce aceasta face baie. Cei doi flirtează și este posibil ca totul să se transforme într-o relație amoroasă. Fără ca cei doi tineri să știe, Dean îi supraveghează de la fereastra de sus. Din nefericire, tot noul sistem de securitate nu oprește o a doua scrisoare de la observator, care sosește chiar a doua zi. Scrisoarea vorbește din nou despre copii într-un mod violent și prădător. Cea de-a doua scrisoare de la observator îi sperie destul de mult. Aceștia se duc din nou la detectivul Chamberlain și roagă să-l investigheze pe Jasper. Acesta le respinge suspiciunile și, în schimb, îi roagă să scoată casa la vânzare pentru a vedea cine va licita. Când aceștia resping ideea, el le sugerează să angajeze un agent de pază privat. Deoarece acest lucru ar costa o mulțime de bani, un detectiv privat bun este următoarea sugestie. Dean și Nora cred că este o idee bună. A doua zi, Dean se întâlnește cu Theodora, o cântăreață de jazz, care a devenit investigator la un restaurant local. Ea are o boală la ficat și povestește cum a ajuns să fie obsedată de crime în timp ce se afla la dezintoxicare. Aceasta este de fapt ceea ce a salvat-o de la alcoolism. Dean se gândește o vreme, dar pentru prețul ei, serviciile par tentante. Mai târziu acasă, Nora lansează sugestia de a vinde casa, dar Dean nu susține ideea. În plus, renovarea bucătăriei și a subsolului urmează să înceapă în curând. Dar cu praful de la lucrări, azmul lui Carter ar putea începe să facă din nou probleme. Invocând acest lucru, Nora spune că ar trebui să se mute deocamdată la un motel. Dean este de acord și familia și-a o cameră într-un motel din apropiere. Cu toate acestea, Dean se întoarce în casă pentru a dormi, astfel încât să le poată permite muncitorilor să intre a doua zi. În acea noapte, imediat ce se culcă, sună sunerie de la ușă. El iese afară, dar nu găsește pe nimeni. Fără să știe, cineva stă în umbră în apropiere și îl urmărește. La scurt timp după aceea, aude muzică venind de la etaj, la fel ca și el cu câteva săptămâni în urmă. Se duce sus și inspectează camera și constată că de fapt vine de la difuzorul din pereți. În spatele lui, când camera se întoarce în partea cealaltă, se află cineva în spatele lui care îl urmărește. Pe de altă parte, la motel, Nora primește un telefon în miez de noapte. Persoana de la telefon doar respiră și nu spune nimic. Ea îl sună imediat pe Dean cu această informație, iar acesta îi sugerează să o roage pe recepționera motelului să încerce din nou acel număr. Într-o întorsătură surprinzătoare, când recepționerul face acest lucru, un telefon sună în casă. Acest lucru aproape confirmă faptul că observatorul se află într-adevăr în casa lor. Cu toate acestea, ei nu sunt conștienți de acest lucru. A doua zi, chiar îi dezvăluie Nora că a trecut în revistă toate ofertele pentru casă, înainte ca familiei să se decidă să o cumpere. În mod surprinzător, singura altă ofertă a fost una de mică valoare, cineva încercând să răscumpere casa. Dar pentru că era de la o societate privată cu răspundere limitată, nu există nume pe documente. Îi sugerează din nou Norei să vândă casa, dar cu o reducere mare față de prețul la care a cumpărat-o. Nora nu este de acord cu această idee, deoarece o astfel de pierdere ar fi în detrimentul situațiilor financiare. În altă parte, Dean se întâlnește cu Theodora, care îi dă numărul de telefon al fostului ocupant al casei, Andrew Pierce. Acesta este agent de talente și cere lui Dean să stabilească o întâlnire. El îi dezvăluie apoi că Nora vrea doar să lase casa în urmă și să se întoarcă în oraș. Cu toate acestea, Theodora îl avertizează că dacă nu știe cine se află în spatele ei, va rămâne neliniștit pentru tot restul vieții. Înapoi acasă, Nora menționează noua încurajare de a trece peste această situație oribilă. Ea primește sprijin din partea lui Dean și decide să nu vândă casa deocamdată. Spre ușurarea lor, Dakota se oferă voluntar să supravegheze casa pe timpul nopții. A doua zi, Dean se întâlnește cu Andrew, fostul proprietar al casei. Tipul pare să fi trecut prin multe și povestește despre șederea sa tragică în casă. Dar înainte de a-și începe povestea, îi cere lui Dean să nu mai piardă timpul și să plece cât mai repede din casă. Soția lui Dean, Rosie, era violoncelistă și odată ce au avut un fiu, Caleb, s-au mutat în suburbii pentru o schimbare. Mutarea a afectat-o pe Rosie și aceasta și-a redescoperit forța în viață. Cu toate acestea, totul s-a schimbat când i-au cunoscut pe Mitch și Moran. Rosie a început să treacă prin aceleași episoade de anxietate prin care a trecut și Dean în casă. Între timp, Andrew a fost nevoit să lase pe Caleb cu cuplul de alături. Într-o zi, Caleb i-a spus tatălui său că a văzut în sufrageria lui Moran și Mitch o grămadă de bătrâni care purtau robe roșii și
stăteau în cerc. Aceștia sacrificaseră un nou născut. Andrew a aflat apoi despre un bebeluș de 3 luni care a dispărut dintr-o comunitate din apropiere, confirmându-și astfel teoria. Și apoi scrisorile au început să vină. În timp ce Maureen și Miss se olbau la casa lui toată ziua, polițiștii nu au vrut să creadă teoria lui Andrew și nu au vrut să facă nimic. Scrisorile au început să devină din ce în ce mai violente și l-au scos din minți. Într-o zi, Rosie a văzut-o pe Maureen, ieșind prin tunelurile din interiorul propriei sale case și l-a atacat pe Caleb. După aceea, Andrew și familia s-au părăsit casa pentru totdeauna, dar destul de curând, Rosie și-a luat viața. Din este conflict dacă să-l creadă sau nu pe Andrew. Relatările lui par o poveste nebunească, dar având în vedere tot ce i s-a întâmplat ciudat în ultima vreme, povestea lui Andrew ar putea avea o urmă de adevăr. Între timp, Dakota și Ellie se sărută în piscină, în timp ce prima este de gardă pentru noapte. A doua zi dimineață, Pearl observă muncitori în fața gospodăriei Barnock și o sună pe Maureen, care se duce să-l confrunte pe Dean. Cu toate acestea, Dean îi răspunde nepoliticos și spune că poate face ce vrea în casă. De asemenea, el glumește pe seama faptului că Maureen s-a îmbolnăvit din cauza luminii solare excesive, lucru care o face să plângă. Cu toate acestea, lucrurile merg din rău în mai rău pentru Dean. Când ajunge la serviciu mai târziu în acea zi, află că altcineva a fost promovat în locul lui. Este furios, dar șeful său îi spune că în ultimii 3-4 ani nu s-a mai concentrat asupra muncii. Mai târziu în acea noapte, Dean încearcă să doarmă după o zi oribilă și au defocuri de armă, dar este atât de obosit încât nu-și poate da seama dacă auzi cu adevărat împușcăturile sau a fost pur și simplu un vis. A doua zi, Nora și copiii se întorc în casă. Câteva secunde mai târziu, aud ambulanțe afară, iar Nora și Dean se grăbesc să inspecteze. Într-o întorsătură îngrozitoare, Mitchell și Maureen sunt amândoi morți. Primul și-a luat viața mai întâi și apoi a ucis-o pe soția lui. Deranjat de asta, fiul lor îl învinovățește pe Dean că a insultat mama și a provocat tragedia. În acea noapte, toată lumea, cu excepția lui Dean, se întoarce la motel. Mai târziu, alarma sună și Dean se duce la fereastră pentru a investiga. Când se uită afară, îl vede pe Jasper zâmbind, care stătea afară și se uita direct la el. Jasper se întoarce apoi la casa lui fără să spună un cuvânt. Câteva zile mai târziu, Theodora și Dean discută despre posibilii suspecți și despre cine ar putea fi observatorul. Maureen și Mitch sunt scoși de pe lista acum că sunt morți. Pe de altă parte, Theodora găsește dovezi convingătoare împotriva lui Andrew atunci când sapă mai adânc. Acesta l-acuzase anterior pe directorul școlii fiului său, că l-a arțuit pe Caleb, în timpul unei excursii, dar incidentul a fost respins instantaneu, deoarece Caleb nici măcar nu a mers în presupusă excursie. Un alt suspect, Jasper, a trăit cu familia sa toată viața. După școală, a împachetat alimente la supermarket timp de aproape 23 de ani. Printr-o muncă asiduă de detectivă, Theodora descoperă că Jasper a fost cândva un membru funcțional al societății. Dar după un eveniment necunoscut, din 1995, el a devenit protejat din punct de vedere mental și, ca urmare, a petrecut zeci de ani în terapie comportamentală. Între timp, la clubul de la țară, Karen o avertizează pe Nora asupra modului în care relațiile devin anoste odată ce nu mai există intimitate fizică între parteneri. Nora menționează problemele de acasă, cum ar fi schimbarea atitudinii lui Dean față de Ellie și temperamentul său din ce în ce mai scurt. Ca răspuns, Karen stipulează cu nonșelanță că el are o aventură. Cu toate acestea, Nora nu ia serios acest lucru, deoarece știe că ea nu are niciun filtru și spune tot ce îi trece prin cap. Între timp, Karen insistă în continuare ca Nora și familia să se mute. Ea chiar o duce pe Nora să vadă o altă casă din zonă, una mai nouă și fără istoric. Între timp acasă, renovarea este în plină desfășurare și Dean se întoarce acasă de la serviciu. El urcă în camera lui Ellie, unde aceasta l-ascunde pe Dakota în dulap. Din fericire, ea se ocupă de Dean pe lângă ușă și nu-i permite să intre. Când Dean coboară din nou, are surpriza să întâlnească un bărbat ciudat care se prezintă drept John, inspectorul de construcții. El spune că totul este în regulă cu casa, în timp ce își face un sandwich. Când se așează și vorbesc mai mult, totul devine și mai ciudat. John începe să vorbească despre patra cotitură, o perioadă în care o criză va arunca lumea în haos și se va întâmpla ceva important, sub forma unei revolte sau unui război. Apoi vorbește despre Ellie și menționează că aceasta are o relație cu Dakota. John menționează cum propria sa fiică a fost escorta școlii și cum au tratat-o. Ridicându-se brusc, el anunță că se va întoarce în câteva zile, după ce clădirea va fi terminată. Dar la scurt timp după aceea, spune că nu-l va mai vedea niciodată pe Dean. Apoi, după ce îi sugerează lui Dean să-și ducă familia la o biserică luterană din apropiere, John părăsește casa. Dean este înfiorat de această interacțiune și spune antreprenorului că nu vrea să mai aibă de face cu John. Confuz, antreprenorul spune că nu există niciun inspector pe nume John, făcându-l pe Dean să se întrebe cu cine tocmai a vorbit. Câteva ore mai târziu, Nora vine în casă și urmează sfatul lui Karen în legătură cu intimitatea lor. Ea încearcă să se dea la Dean, iar el îi răspunde în același mod. Dar situația este întreruptă atunci când Dean pleacă din cauza unui apel telefonic. Ea îi duce apoi din nou pe copii la motel până când se termină renovarea. A doua zi la birou, Dean primește un telefon de la Theodora, care spune că a pus mâna pe o cutie cu dosare care nu a fost făcute publice niciodată și care au legătură
legătura cu istoria casei sale. Și astfel, cei doi se întâlnesc și încep să descopere povestea lui John Graff, același bărbat pe care Dean l-a întâlnit mai devreme în cursul zilei, deghizat în inspector de construcții. John era un militar normal, pensionat. A fost un creștin devotat, iar mai târziu s-a apucat de contabilitate. Mama lui, Gladys, a moștenit niște bani și a cumpărat o casă. Fiul său, Dale, era un elev de nota 10 și un sportiv. Pe de altă parte, fiica lui John, Patricia, era oarecum o fată promiscuă în ochii lui, iar soția lui, Helen, era indiferentă la toată treaba asta. Din nefericire, într-o zi, John a fost concediat de la locul de muncă și totul a luat-o la vale. Întrucât supraveghea finanțele familiei, a început să meargă zilnic la bancă și să retragă sume mici din contul mamei sale. John nu a dezvăluit niciodată familiei sale că și-a pierdut locul de muncă și a păstrat aparențele. Când s-a întors de la bancă într-o zi, a văzut în poștă o scrisoare de la Observator. În ea se vorbea despre faptul că se prefăcea că se duce la locul de muncă și despre aventura fiicei sale cu cineva. Apoi a continuat să primească din ce în ce mai multe scrisori pe măsură ce treceau zilele. În ziua de Halloween, mai târziu în acel an, l-a observat pe profesorul Patricia de la școală, dansând aproape de ea. I s-a părut că fiica sa avea o aventură cu un profesor. În timp ce asculta povestea lui John, Dean se întreabă cu disperare dacă nu cumva se transformă în John Graff. Theodora îi dezvolă apoi că John i-a ucis pe toți membrii familiei sale și a dispărut. Înainte de a pleca, a pus muzică, aceeași pe care din nou aude în casă, și a lăsat cadavrele să putrezească timp de 14 zile. Din nefericire, în cea de-a 14-a zi, Jasper a văzut cadavrele zăcând în sufragerie și a intrat în stare de șoc. De atunci, nu a mai scos un cuvânt cu nimeni. După incident, poliția a descoperit în subsol sticle pline de sânge. Rapoartele au confirmat că sângele aparținea fiecăruia dintre membrii familiei lui John. Cu toate acestea, John nu a mai fost văzut niciodată. Theodora adaugă că și profesorul Patricia a fost găsit mort, dar a fost împușcat cu altă armă. Când ea dezvolă că John obișnuia să meargă la o biserică luterană din apropiere, Dean își amintește de interacțiunea sa cu inspectorul de construcții. El îi spune apoi Theodorei că l-a întâlnit pe John mai devreme în cursul zilei. După câteva zile, familia se mută din nou în casă, cu camere de securitate modernizate. Nora este ușurată că totul a trecut. Cu toate acestea, ea găsește încă o scrisoare de la Observator în poștă. Câteva zile mai târziu, când Dean și Nora îl confruntă pe Darren, șeful lui Karen, acesta le răspunde că nu avea nicio idee despre istoria casei înainte de a o vinde familiei Barnock. Când Dean amenință cu un proces, Darren spune că un proces ar fi în detrimentul familiei și nu al agenției sale. Toate tranzacțiile au fost efectuate în litera legii și nu există posibilitatea de a se băga nasul în casă. Disperată să nu lase ca relația dintre prietenii ei și șeful să se înrăutățească, Karen încearcă să intervină, dar familia Barnock ignoră eforturile. Pe de altă parte, Dean comandase de la departamentul de poliție anuarul liceului Westfield pentru anul 1995. Găsește numele membrilor familiei Graff, apoi părăsește imediat biroul și își amână toate întâlnirile de lucru pentru a controla dovezile. Când ajunge acasă, Dean trece în revistă toate informațiile pe care le are și se întreabă de ce Chamberlain i-a dat toate dovezile, deoarece acestea expun abaterile departamentului de poliție și secretele murdare ale orașului. Între timp, Nora îi cere din nou lui Dean să petreacă ceva timp în intimitate, dar acesta nu este de acord. În continuare, Theodora, Dean și Nora discută în continuare despre cază. Este pentru prima dată când acesta îl menționează pe John Graff în fața Norei, ceea ce o supără, deoarece nu-i place ca soțul ei să aibă secrete. În plus, el revine la tiparul în care neglijează munca, ceea ce a dus la faliment cu câțiva ani în urmă. Din conversația lor, devine evident că Dean se luptă cu această problemă și le sugerează să vândă casa. Enervată, Nora spune că revine asupra propriului cuvânt, dar Theodora îi calmează. În schimb, ea sugerează o teorie conform care Dakota ar putea fi observatorul. Ea dezvolă apoi că, potrivit cercetărilor, numele de ecran al lui Dakota pentru jocurile online este Observatorul. El are și un motiv, deoarece vrea să vândă produse pentru afacerea sa. Apoi folosesc un hacker pentru a intercepta datele de pe laptopul său. Mai mult, Dean și Nora încep să vorbească despre situația lor, iar Dean spune că problema a devenit legată de liniștea lui mentală și nu de bani. El le propune să caute în telefonul lui Ellie și să parcurgă discuțiile cu Dakota. Mai târziu, când Dean descoperă fotografii intime cu Ellie și Dakota în telefonul fiicei sale, el devine vizibil furios. Ellie este indignată că i s-a încălcat intimitatea, dar părinții o pedepsesc în cameră. Când Dakota o vizitează în dimineața următoare pentru a instala noi camere, Dean îl atacă fizic. După ce asistă la acest lucru, prin fereastră ei, Ellie telefonează la poliție, acuzându-și propriul tată. Polițiștii sosesc ulterior, iar Dean, împreună cu Dakota, sunt duși la secția de poliție. La scurt timp acolo ajunge și mama lui Dakota, iar adolescentul cedează complet în fața ei. Din fericire pentru Dakota, polițiștii refuză să-l acuze, deoarece atât el, cât și Ellie, sunt adulți. Cu toate acestea, el îi dă de bună voie lui Chamberlain proba sa de ADN și răspunde la toate întrebările pe care îi le pune. Trecând peste toate acestea, detectivul începe să-i vadă pe Brannock ca pe niște oameni recunoscători care abuzează de încrederea sa. Mai târziu, supărată pe tatăl ei, Ellie postează un videoclip online în care îl numește rasist, pătându-i imaginea publică.
În altă parte, Nora se întâlnește cu Karen și discută din nou despre vânzarea casei. În acea seară, Nora se întoarce acasă și găsește o scrisoare care conține un stick de memorie. Chiar atunci, șeful lui din primește și el stickul la serviciu. Ambele unități Flash conțin un videoclip incriminator în care Dean doarme acasă, în timp ce o tânără se dezbracă la capătul lui. Confuz și fără să-și amintească de fata din dormitor, Dean pleacă de la serviciu și se întâlnește cu Dakota, care recunoaște că a plasat camera în dormitor și a trimis sticurile. Cu toate acestea, tânărul se simte prost pentru Dean, după ce își dă seama cât de dăunătoare va fi înregistrarea pentru cariera sa. De asemenea, Dean îi cere scuze lui Dakota pentru că l-a dat de gol în fața mamei sale. Când Dean se întoarce acasă de la serviciu, Nora îl confruntă cu videoclipul și îl dă afară din casă, amenințând că va cere divorțul. Având nevoie de un loc unde să stea, Dean rămâne la motel pentru noapte. Cu toate acestea, în ultima scenă, situația devine și mai ciudată. Dean se întoarce la casa lui pentru a supraveghea în secret intrușii. Cu toate acestea, el îi vede pe Mish și Moren, întorcându-se acasă cu un taxi. Ei par complet sănătoși și vii, în ciuda faptului că văzuse fiind duși la spital și declarați morți cu doar câteva săptămâni în urmă. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!